Andrei Cavazzi este unul dintre artiștii care au reușit să-și facă o carieră de succes în afara țării. Violonistul a fost premiat anul trecut cu medalia de aur la prestigiosul concurs internațional de interpretare de la Viena. Acesta a fost invitat special la un eveniment exclusivist care a avut loc seara trecută la Vama Veche. Momentan am gânduri de a face muzică aici în România. Eu sunt de mic fan de muzică rock, mai ales anii 80-90 și cumva o aveam în sânge, adică a fost o alegere emoțională și le simțeam în sânge. Locația nu a fost aleasă însă întâmplător. Nu mai este o noutate faptul că Vama Veche înseamnă libertate și muzică bună. Locația asta am ales în mod special pentru că mi se pare că povestea în sine este foarte, subliniază practic ce ne dorim noi să spunem. Vama s-a schimbat foarte mult în ultimii ani și toată zona asta de rock s-a estompat puțin. Eu zic că deja sunt alte trenduri aici și din punctul nostru de vedere e o evoluție. Toți cei care au luat parte la acest eveniment s-au distrat pe cinste. Nu a existat niciun dress code, așa că lumea a venit îmbrăcată lejer și pregătită pentru o seară de neuitat. Atmosfera e așa cum ar trebui să fie, plină de veselie, relaxare. Chiar cred în faptul că trebuie să depășești granițe pentru a crea cu ceva, pentru a crea ceva cu totul nou. Și în general, când ai o problemă, te îmbraci fie negru, fie înalt, fie înalt sau negru. Și cred că în seara asta toată lumea s-a gândit de două ori și a ajuns în combinația de alb și negru. La eveniment au fost prezente mai multe vedete, dar și prieteni ai organizatorilor.